Salut! Balanțe, voi face citirea tarotului pentru săptămâna 3 aprilie, 9 aprilie 2023, o săptămână cu luna plină în balanță, pentru care veți primi runele și sfatul tarotului ermetic, dar și Mercur intrat în Taur, făcând ingresul în Taur. Deci, pentru balanțe această săptămână. Treiul de cupe. Voi în această săptămână vă distrați. Fie participați la o reuniune, la o întâlnire, arată o distracție, o petrecere, unde faceți cunoștință cu persoane noi, dar și voi arătați cunoștințele pe care le aveți, relațiile pe care le aveți. Voi, carul de luptă, arată dorința voastră de a lupta într-o situație dificilă, de stagnare, poate să fie legată de relațiile pe care le aveți, dar și o situație, am putea spune, legată de aspectul fizic, de sănătate, de tot ceea ce implică persoana voastră, personalitatea voastră. Și sunteți capabili să țineți sub control o situație dificilă, dar să impuneți în final voința voastră printr-un triumf va fi foarte dificil. Va trebui să vă cunoașteți drepturile și datoriile voastre. Nu va fi deloc ușor. În ceea ce privește fericirea, cred că pentru unele balanțe vom putea vorbi despre o iubire, unde va trebui să faceți o alegere. O alegere pentru a depăși niște blocaje, situații dificile, o alegere între viciu și virtute, o alegere între două drumuri opuse, astfel încât am putea spune că sfatul arcanei este alegeți lanțul de flori, fiindcă el durează întotdeauna mai mult decât un lanț de fier. Deci este un aspect benefic. Dar aveți o alegere care nu puteți să o amânați, va trebui să faceți această alegere. În ceea ce privește cunoașterea, călătoriile lungi, pentru voi de la această cunoaștere, cursuri, studii, s-ar putea să primiți niște bani, un as de monede, arată un aspect benefic. Deci primiți ceea ce v-ați dorit, banii pe care vi-ați dorit. Este un aspect unde putem spune că acest lucru vă dă posibilitatea să investiți într-o locuință, într-o mașină. Deci sunt bani pe care puteți să-i primiți de la o călătorie. Unii dintre voi poate vreți să călătoriți. Și această călătorie mai lungă va aduce în final un aspect benefic. Primiți banii pe care vi doriți. Resursele, locul de muncă, carieră. În resurse, bunuri materiale, tot ceea ce reprezintă munca voastră, acumularea din munca voastră, aveți un prinț de cupe. Tendința este poate de a cheltui, poate de a cheltui mai mult sau această cheltuială, eu știu, reprezintă și călătorii. Pentru cei care știți că aveți și sunteți bărbați și aveți, eu știu, ascendentul în pești, puteți fi voi. Deci este un moment, am putea spune, în care tendința va fi de a cheltui foarte mult.
și chiar posibilitatea de a rămâne fără bani, tocmai din această risipă pe care o aveți aici cu prințul de cupe. În ceea ce privește locul de muncă, voi vă înțelegeți cu cineva, ajungeți la o înțelegere sau legat de sănătate, ajungeți la o înțelegere, la un compromis, veți ceda și voi, cedează și celălalt și apare acest compromis, doi de cupe, o înțelegere, armonie, este un aspect benefic. În schimb, legat de carieră, s-ar putea ca în care, scuzați-mă, în carieră să aveți totuși nevoie de bani. Și nu puteți să-i obțineți prea ușor, trebuie să primiți bani de la un rege de monede. Vorbim de un bărbat cu ascendent zodie în Taur. Un bărbat în vârstă care dispune de acești bani pentru o femeie, poate să fie o relație. Și să primiți acești bani pentru a-i folosi în cariera voastră, în menirea voastră, dar dacă sunteți bărbați, ar putea să aveți nevoie de un ajutor pecuniar pe care la fel îl primiți de la acest rege de monede. Comunicare, contracte, relații. În comunicare, voi aveți un rege de bâte, de spade, scuzați-mă, un rege de spade. Vorbim de un bărbat în vârstă, cu ascendent zodie în vărsător, o persoană care este foarte exigentă, o persoană mentală, o persoană cu principii, care impune anumite lucruri, cere să se respecte aceste principii ale lui. Deci s-ar putea să fie un frate mai mare, un văr, un vecin care vă impune în comunicare să aveți aceste atitudini. Deci să-i respectați sub o formă sau alta principiile lui. În schimb, legat de contracte, asocieri, procese, chiar și căsătorie, voi sunteți în așteptare. Aveți trei cupe în față așezate, mai ar trebui să primiți o cupă. Nu faceți niciun efort pentru această cupă. Dacă observați, personajul nostru stă cu mâinile în sân, deci el nu face nimic. Așteaptă. Același lucru faceți și voi. În aceste situații nu faceți absolut nimic. Așteptați ajutorul divin. În schimb, în relațiile cu prieteni, cu protectori, s-ar putea să aveți niște mici afaceri sau să lucrați ceva pe lângă locul de muncă, pe lângă ceea ce faceți, să mai faceți ceva. Și acest aspect va aduce posibilitatea să primiți niște bani. Bani care puteți să împărțiți și să vă descurcați foarte bine cu ei. Deci să puteți să puneți deoparte, să vă distrați, să vă plătiți tot ce aveți de plătit. Deci, într-un fel sau altul, arată un aspect destul de benefic, doiul de monede. Vă descurcați acceptabil cu banii și, din contră, puteți să spuneți că v-a mai rămas ceva. În cămin, în familie, schimbarea, transformarea și sacrificiul, să zicem, secretul. În primul rând, în familie, în cămin, aveți un patru de spade. Patru de spade arată că sunteți într-un moment de meditație, de analiză. Nu înțelegeți de ce ați fost trădați, nu înțelegeți de ce sunteți mințiți. Poate
poate să fie o trădare care s-a produs în trecut, dar acum simțiți acest gust al trădării și mai amar. Deci este ceva care va duce ca un fel de suferință, fiindcă la patru de spade întotdeauna omul se gândește, dar unde am greșit eu? De ce n-am observat că celălalt mă trădează? De ce s-a... Deci este un moment în care puteți să aveți și păreri de rău, regrete, când ați luat o atitudine fermă, când trebuia să o faceți. Deci ăsta ar fi patru de spade, în cămin, în familie sau chiar legat de trecut. În schimb, schimbarea, transformarea, renașterea vine de la acest mare preot care este mentorul vostru, este conștiința voastră. Puteți să vă folosiți această conștiință astfel încât să nu etichetați o persoană, să nu judecați pe cineva, să nu luați o decizie până când nu treceți totul prin conștiința voastră, astfel încât să puteți să explicați de ce ați luat acea atitudine. În ceea ce privește secretul, sacrificiul, karma voastră este un rege de bâte. Vorbim de un bărbat cu ascendent zodie în leu, avem semnele leului, și este un bărbat care își arată puterea lui. Întotdeauna poate să vină să vă promită că vă ajută, că vă rezolvă o problemă, că luptă pentru dreptate, pentru adevăr, dar întotdeauna trebuie să țineți cont de faptul că acest bărbat cu ascendent zodie în leu, el își atinge scopurile lui și pe urmă poate să vă ajute și pe voi. Dacă este vorba de un secret, poate să fie o relație secretă, o iubire secretă sau poate să fie ceva care vă leagă, un mister, ceva legat de ocultism, ceva care vă leagă de acest personaj. Aceasta a fost citirea pentru voi. Țineți cont că arcanele majore sunt la schimbări, transformări. În ceea ce vă privește pe voi, personalitatea voastră, carul de luptă și îndrăgostiții pe fericire. Eu vă doresc o săptămână frumoasă cu împliniri și vă mulțumesc pentru timpul acordat.